Casa Mirele sunt emoționați la fel ca și voi. Pentru buna desfășurare a vizionării, să stea toată lumea jos, asta am dorit. De aceea rugăm pe cei care deja stau jos și au un loc liber lângă, să ridice o mână ca să vină lângă ei o persoană, chiar dacă e din partea Miresei, vă rog să nu vă supărați, puneți cât considerați voi în plic la final, cineva s-a mai dus să-și ia apă, așa e la nuntă, nu poți să te grăbești. Nunta, cea mai fericită zi din viața soacrei mici. Avem și soacre în sală, să ridice mâna, dar numai alea care au loc liber lângă. La o premieră de gală, să stea toată lumea, avem și neamuri din Șimleu, ăștia au fost prima dată la teatru să-și facă poze. Cei care au set de oale și set de cești de cafea, mai ușor cum vă așezați, nu-i nuntă să nu fie unul de scandal și unul bețiv. Fiecare nuntă are un bețiv, ați observat? Eu niciodată, că tăt eu săla. Fiți atenți, mai avea. Fost la o dată la o nuntă, era fântână de ciocolată, erau doi bețivi cu pulpe de pui. Și aia la nuntă, să recunoaștem că pentru nuntă am venit cu toții, nuntă pe bani! Nunta anului, sau cum zic eu, dacă nu mi-or tăia replica, nunta banului. Nu mâncați popcorn, că și eu apar în film în două secvențe. Pare că Mircea încă n-a reușit să-și plătească ceterașii. Cu cămătarea a fost cum a fost, dar cu ceterașii mai greu, mai ales că-s de la Gherla. De la Gherla. Și... Dacă nu plătesc, mă închid. Te închid. Da. Nu facem de la... Da. Numai fapte bune facem, să știi Mircea. Mă, nebunilor, vă mulțumesc mult și lui Nicu și vouă că ați apărut în film. Și mai voi sunteți autenticitate de aia gravă. Să știi că de aia suntem lângă tine, și, la fel și tu, să știi. Și cum e și băi, în autenticitate, de asta, mă, normal, nu are cum să rugă pe cei mai, că trebuie dersea cu studii și așa, dar cinicul și voi sunteți autentici. Da. Știi, gen, lasă-l pe Nicu să fie, nu-i da script, să ce, fie Nicu. Ce înseamnă autentici? Că ați fost bun Nicu. Într-un film, că după aia în următorul nu mai sunteți autentici. Că... Vedem că cum e rezultatul. Negociem. Exact. Cum a fost provocarea asta pentru o nouă comedie? Bună, știu că am învățat multe din primul film. Cel mai tare înveți când pui banii tăi și te doare. Și așa zice, ok, știu cum să fac data viitoare. Și da, a fost un parcurs firex. Și am făcut despre un subiect care cred că subiectul conta mult în realizarea filmului. Cu un subiect care îl doare pe român. Îl arde. Inclusiv marketingul filmului a avut de câștigat din această temă. Da, ne-a ajutat foarte mult că am făcut despre nunț. Despre nunț. Da. Schimbați un pic foaia în următorul film, am văzut și din final. Dacă aici tema ar fi fost nunta, la următorul film probabil tema o să fie concediile, vacanțele. Concediile. Și o să mergem să și promovăm pe direcția asta. Mult succes! Doamne ajută, Nicu! Să ne vedem cu bine în distribuția unui film, unui sketch, unui scenariu, unei reclame. Eu recunosc când e valoare lângă mine, așa că nu. Îl las pe domnul Bunea. Acum urmează cinstea. Urmează cinstea. Vă pupăm cu drag. Succes în continuare. Doamne ajută. Mulțumesc mult. Do you enjoy the comedy? Absolutely. The best. Thank Nicu, you very much. The best. Nicu and Diana. And Diana, of course. And Vlad la camera. Have a seară bună. Seară bună. V-a plăcut filmul? Bună seara. Mi-a plăcut, bineînțeles. V-a relaxat? V-a bine dispus pentru o săptămână de muncă? Cel puțin pentru o săptămână de muncă. Așteptăm un an pentru noul film. Așa-s filmele românești. Vorbiți buruienos, cum a zis Landi Moisescu de mine? Cum a fost să jucați într-un nou film, al doilea de lungmetraj? Da, păi al treilea. Al treilea? Bine. E mai bine ca în scenetele scurte. Mă, numai introducere a fost aceea, eșamu. Cum era în scenariu, că doar am jucat în filmul ăsta și la tantile nu ți-a scria puncte, asta ce înseamnă? Nu știu, dar satul dintre Buci nu-l poți uita. Tantile nu ți-a succes în continuare și să ne bucurați cu aparițiile dumneavoastră. La fel ca tine. Vă pup. Să rămână. Te pup. Îl știți pe domnul Sabin German, care mereu spune lucrurilor pe nume, în seara asta n-a avut ce să spună că a urmărit o comedie. Am râs. Ați râs. Am râs și am râs și am râs. Că vreau filme la care să râd. Să nu se vadă supa, să nu... Nu, știi care e becherea? În fiecare seară sudui la televizor. Vin la un film că ăsta și te speli pe dinăuntru, știi? Da, mă, că... Filmele astea din Estul Europei de obicei cu comuniști, cu stres. Să ne spălăm pe dinăuntru. Doamne ajută, mai ai? O detoxifiere. Detox. Detox.
Cinema Detox. Sănătate. Cristi Lișoan are proprietatea asta de a nu apărea pe sticlă, dar de atunci când apare live să facă lumea să râdă. Oare? Da. Am văzut și în seara asta la gală. O râs de mine sau o râs la ce am zis eu? Era vorba aia de râs cu mine sau râs de mine. Exact, da. Se râde de faptul cum pui tu problema. Și asta se vede și în scenetele, sketch-urile voastre pe care totul le regizezi și și în filmele astea de lung metraj. Păi noi, mie îmi place foarte mult realismul, știi? Realismul cu umor. Și mie nu-mi place parodia ieftină, știi? Și atunci, cumva, chiar dacă uneori filmele îți mai greu de dus, mai greu de digerat, pentru că sunt mai prea reale, eu consider că na, asta e calea noastră. Adevărul că au fost niște secvențe, adică atunci când i-a luat Mircea locul la nuntă celui care plecase, da. Bă, s-a întâmplat de astea, ne-am documentat și chiar s-a întâmplat chestia asta. Iar chestia cu cămătarul la nuntă, iară s-a întâmplat. Adică ne-a zis cineva, niște șefi de sală, bă, era o nuntă la care cămătarii stăteau acolo în față ca să primească banii, că altul nu-i mai prindea pe Mir. Deci atunci, la cald, exact. E importantă documentarea când faci o comedie de lungmetraj? Bă, important. În primul rând, important să scrii ce știi. Adică dacă, de exemplu, faci un film de nuntă, ar cam fi trebuit să fii făcut nuntă. Adică e un pas minim. Și, da, pe urmă, dacă cu cât te documentezi mai mult, cu atâta clișeele dispar, pentru că cu cât e mai real scenariu, cu atâta interpretările pe care tu le ai despre niște chestii pe care nu le-ai trăit, îți mai reală. Și atunci, Ana. Porniți în turneu cu filmul ăsta, prin toată țara, în cinematografe. Un tur de forță o să faceți. Două săptămâni, da. Mergem și în oraș în care n-am fost la prima ecranizare la Mirciulică. Mergem și în Constanța, mergem și în Craiova, mergem și în Ploiești. Adică mergem în zone unde n-am fost, în Reșița. Pentru că noi sperăm că filmul ăsta, chiar dacă are ușoare chestii ardelenești, accente pe locuri, eu cred că surprinde nunta românească de-a întregul și esența nunții românești, de oriunde ar fi ea, din Constanța, din Timișoara, din Cluj. E, și la al treilea lungmetraj, cum am văzut la final, schimbați paradigma, restrângeți distribuția, schimbați decorul, da, de la nuntă ajungeți în extrema. Da, pentru că noi ne dorim să facem public comercial, adică să avem public comercial, ne dorim să ajungem la toată lumea și atunci pentru asta uneori e bine să evadezi din universul tău, să te duci la un univers mult mai larg. Atunci a venit firesc ideea de a face cu niște actori care nu sunt din apropierea noastră, să am luat unul din Moldova, frumos, pe Costel, am luat-o pe Maria din Sud și am zis, bai, să unim provinciile cu umor pentru toată țara. Să fie succes! Să aveți succes la tot ceea ce întreprindeți în domeniul umorului. Mulțumim frumos. Și nașul tău, Sabin German, a zis că s-a râs. Băi, e bine. Dacă nașul a zis, atunci... El a pus la nuntă, bine? A pus și mai mult decât atât, a stat cu mine când a numărat banii. Deci nașul... Hai, lasă. A stat cu mine, frumos, da, cum să nu. Ăsta, da, m-a ajutat, el îmi zice, familia cu tare, eu notam... Ce să facem? Cum a fost la film, cum a... Foarte interesant, foarte... On fact. Băi, mie mi-a plăcut că a fost foarte real. Mi-a făcut o deosebită plăcere că am și ajutat, am fost figurat în acest film, nu știu care știți. A fost o zi riguroasă și practic n-am apărut foarte mult dacă clipiți mă arătați, dar a fost o mare bucurie pentru mine. Ceea ce trebuie să înțelegeți e că este foarte greu să faceți un film. Eu cred că am filmat 12 ore non-stop și am apărut câteva secunde, deci e multă, multă muncă. Mă bucur că au făcut-o în Cluj, mă bucur că reprezintă Cluj. Precum și noi și iubim acest oraș și vrem să vedem cât mai multe proiecte foarte fantastice, câte să zic așa. Cât mai multe producții plecate de la Cluj. Că avem Cluj. Cu cine. Avem, Doamne ajută la toată lumea, vă luăm pe viață. Numai bine. Nu bea nimic, ne-am domnul. Ne-am simțit extraordinar. A băut. Da, da, numai 50 de ani acum pauză. Da, da, da. De mâine meditații, mai dați meditații. Mai se face. Nara, iubite, te aștept ca și când. Are voce, eu v-am zis, are voce. Să brânzica printre dinți. La, 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 la. Vedeți ce înseamnă sacrificii pentru film. Ați văzut-o cum a apărut în costum de baie, acum trei blănuri sunt pe ea. Păi a fost atât cu distracția, 2-3 secunde, nu? Atât? Mircea zicea de un minut. Cum ți s-a părut să joci într-un film de lungmetraj față de filmele mai scurte în care ai jucat până acum? Dragule, scuză-mă că vorbesc cu gura plină. Nu contează, plină. Cu gura așa vorbim toți. Că e plină, că e goală, vorbim cu ea. Cuvintele dumneavoastră. Deci vreau să spun și să le mulțumesc băieților că mi-au dat șansa. Pentru mine a fost îndeplinirea visului meu din copilărie.
să apar pe ecranele cinematografelor din toată România. Pe ecran mare. Un ecran mare, da, o să ziceți că-s narcisistă, poate că și sunt. Iar cum am ieșit? Am ieșit bine? Nu știu, n-ai narcisă, ai altceva. Ești tu narcisă. Mulțumesc. Succes. Pentru mine a fost o mare bucurie, le mulțumesc din inimă și Doamne ajută, Doamne, la un rol cât mai mare cât și mai cât mai important. Lăsați-le comentarii acolo la regizor să mă pună mai filme mult. Cât mai lungi și cât mai bune. Avem aici cel mai longeviv cuplu din showbizul românesc. Hai, pace. Sănătate și bucurie. Am zis o prostie, nu chiar așa mare, dar îmi cer scuze anticipat. Nu prostie, Mănicu. Dar de ce pui presiune? Dar nu punem presiune, punem în plic. Faza aia de la final cu doamna de la sala de nunți a trecut ușor peste... N-a fost o problemă. Știi de ce, Nicu? Zi tu, că sigur e mai bun. E fucking film, nu e mai bun. Vezi că vin și-o iau, o răpesc. Avem aici răpitorul principal, direct din Basarabia. Deci eu răpesc. Ai lăsat-o pe mireasă. Ce mi-a plăcut cel mai mult? Interpretarea lui Cătălin, arendașul român și mustața ta. Așa e? Și că ai ținut la nume și la tradiție. Așa e că mustața face mult. Da. Dar chiar aveai bani să iei un Audi? Aveai la tine? Nu, că nu mă plătise încă Mircea. După aia am avut, dar atunci eram chiar la începutul filmărilor și stăteam așa. Tot stăm în banii aia. Da, stăteam în dubii, dar după aia a fost ok, am avut. Cătălin joacă și în filmul Libertate, noua senzație a filmelor românești serioase, să zicem da, așa. Serioase, da. Așa că trebuie urmărit atât la teatru, cât și pe unde apare el. Prin filmele astea românești. Felicitări și succes. Hai, deocamdată. Anul viitor să mă întreb de alea străine. De alea străine. Ok, sir! Thank you, sir. Thank you, sir. Așa se întâmplă și la premieră, se fură mireasa. Bună seara, Alexandra. Bună seara, dar nu sunt furată, sunt aici. Ești bună, aici. Sunt aici, sunt bine. Ești aici, ești profit bine. De această ocazie să spun că sunt bine, sunt aici, sunt întreagă. Transmitem că răpitorii au reușit să o lase liberă, iar ea a evadat. Primul rol de lungmetraj, cum a zis și Mircea. Da. Și prima rochie stufoasă. A doua. Cum ai făcut față la filmări? A fost o grijă specială? Pentru roche, bineînțeles, pentru că nu puteam să o stricăm în niciun fel, fiindcă trebuia să fie aceeași roche în mai multe zile, trebuia să arate complet la fel pentru racord și da, aveam și câte doi oameni după mine la baie, câte doi oameni când mergeam undeva. Ca la o nuntă normală. Cam așa, doar că s-a extins pe mai multe zile. Mie faza de final mi-a plăcut când stătea efectiv ca o tânără cloșcă. Acolo pe rochie și puneai banii și... Dar știi ce-ai amuzat? Că pentru secvența aia nu m-am mișcat absolut deloc câteva ore, pentru că trebuia să fie faldurile la fel pentru racord. Deci am nemișcat am stat. Și să nu zici la final, Mircea, sar pe mine! Eu n-am zis, am zis Mircea. Atât restul a băgat de la el, nu mă bag. Se mai bagă și de la noi în film. Succes, mult succes. Mulțumesc în continuare. Să ne mai încânți cu rolurile și cu prezența ta. La anul și la mulți ani, asta îi nuntă pe bani, cu banda și cu mulți fani, aplauze!